哎，不，我干活干活干活干活，来呀，谁先来谁给发。Capo, tu stai pensando. Da sehe ich ja, kommst du Lars. Wir zum Posten für den Rat. Ja, danke. Încă o dată. Încă o dată. Hai, Radule. Se. Nu pot vorbi, că trage fundul. Ține de mână. Vezi să nu lași trifani. Un pic de lucru, așa mic cu cordan, ca orice. Așa, aia nu o lăsați, aia nu o lăsați. Nu, Da. Nu. Bun. Mai. Vezi? Vă zăbuc ăsta, în organizatorul din Derla și pe la Ender. Da? Nu, 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 nu,
să se fi întâmplat. O căzut. M-a căzut foarte slabă, a fost bolnavă. Câți ani avea? 72. Cine a găsit-o? Aia nu știu, că eu numai cum am venit morbid, aici. Morbid. O vecină de aici ne-a zicea. O găsit-o. Și cum a găsit-o? Nu știu. Dar când a dispărut? La ce oră? Zice că de la 11 e dispărută. Noi stăm mai departe de aici. La orele 16 și 15 minute, detașamentul de pompieri de Iași a fost anunțat despre salvarea unei persoane de sex feminin căzută într-o fântână în localitatea Fizeșul Gherli. Ne-am deplasat la fața locului cu auto specială de descarcerare. Cum ați găsit femeia în fântână? Persoana era căzută în fântână cu fața în jos. Mulțumesc mult! Da, o zi bună! În dupămeasa zilei de 10.04.2012, poliția municipiului Gherla a fost sesizată prin apelul de urgență 112 despre faptul că în localitatea Fizeșul Gherli a fost găsită într-o fântână o persoană de sex feminin. În continuare, se efectuează cercetări în vederea stabilirii împrejurările în care aceasta a ajuns în fântână. N-am găsit-o acasă și am căutat-o peste tot, și în bucătărie, și afară, și în șură, peste tot. Și după aia m-am dus acasă și pe când am venit înapoi, vecinii au venit să venim că e în fântână, doamnă. Ce crezi, s-a alunecat, s-a aruncat? Asta nu mai știm. Asta nu mai știm, că s-a alunecat, s-a aruncat, asta de unde să știm, a fost și tare slabă, că a fost foarte bolnavă, dar asta nu știm noi, precia, că nu a fost nici zăpadă, să vezi că a alunecat sau ceva, de unde să știm noi că ce-a făcut. Asta nu mai ești și Dumnezeu Sfântul, altcine. Yo que está tan dormido, que todo.